Munteanu. Foarte bună pasa printre adversari. Haruț și intervenția lui Nițului. Marcat de Ciucur în minutul 23. După ce Nițul reușește să scoate la primul șut. Excelentă însă faza care lasă pe Haruț în poziție de centrare. Nici vorba de offside aici, pasa perfectă a lui Munteanu care lasă doi adversari în spate. Haruț vede bine poziționarea lui Roman care ratează, dă în portar acolo. Ciucur însă vine pe mingea a doua și reușește să înscrie. Oh, oh, ce deviere a lui Artean, incredibil. Incredibil autogolul lui Artean, iar Sepsi restabilește egalitatea într-un mod cât se poate de inedit. O centrare deviată care îl învinge aici pe Straton. Urcarea lui Dalmau Martinez. Lăsați să se întoarcă acolo Benjamin Cucu. Un șut bun, gol! Șut cu stângul al lui Benjamin Cucu, intervenție ciudată și a lui Straton acolo. Două goluri ciudate și primite de Timișoara. Iată faza. Pare relaxată aici apărarea Timișoarei, iar Benjamin Cucu profită de faptul că are timp să-și pregătească șutul. Execuție foarte bună cu piciorul stâng aici, Straton. Devierea lui Roman Șeroni, bună pasa, Oliva, Nițului, gol! Timișoara, minutul 89. Timișoara restabilește egalitatea la o fază asemănătoare cu cea de la primul gol din minutul 23. Nițul îi respinge, însă din nou nu e ajutat de cu echipiere din defensivă. Roman deviază aici pentru Șeroni, care îi așează lui Oliva. Trage rău aici Oliva, dar apoi Șeroni, super rezerva.